de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic, partea criminală lui Cosmin. Trei. Ok, îl văd. Da, este el, avem și acordul lui. În energetic îl văd. Sub picioarele lui, el parcă este deasupra unui vârtej. Ca un vârtej. Este deasupra lui, fix deasupra, ca și cum ar fi în aer, plutește în aer deasupra vârtejului și de pe margini, jos de pe margini, de pe lângă vârtej, văd ființe, entități, dar văd și suflete care încearcă să-l aghețe și să-l tragă în vârtej. Dar nu ajung până la el toate stringurile. Unele stringuri ajung, unele ca un bici aruncă fiecare. Unele ajung, se mai agață de el, dar după aia cad sau le deslipește el. Stă de mult el așa, în situația aceasta, sufletul? Practic, consumă energie de o luptă cu ăștia, să stă, să dezlipească biciurile. În 3 ani, 3-4 ani. 3-4 ani. 3 ani și ceva. Mm-hmm. Și hai să vorbim cu sufletul el. Te conectezi telepatic, protejat. Partea subliminală. Cosmin. 1, 2, 3. Bună, Cosmin. Bună. Sunt Eleonora. Împreună cu colega mea, Ela, cea prin care tu te exprimi acum. Și am văzut că ești aici într-o situație destul de, să zicem, zâcăitoare. Sau cum? Cum o percepi? Cum te simți tu? Delicată câteodată. Dar mă descurc. Te-ți amintești cum ai ajuns aici? Sau cum s-a creat acest vârtej, vortex? Sub picioarele tale. Sau ce crezi tu? De ce s-a creat? Sunt oameni în jur care încearcă să mă tragă în diverse situații. Da? Oamenii din viața ta, experiența ta fizică? Da. Din această experiență în care tu interpretezi personalitatea lui Cosmin? Sunt tentante, dar... Acum, oamenii ăștia în jur, toți trăim cu oameni în jur. Pe ăștia înseamnă că totuși tu le dai niște acorduri sau co-creezi cu oamenii ăștia? Sunt prieteni de-ai tăi? Ce sunt? Prieteni, cunoștință, colegi. Da, și ce au ăștia? Îmi propun diferite... A. Oportunități. Nu mi se par prea ok. Nu ți se par prea ok. Și dacă nu ți se par ok,
dezlipește acele biciuri, corzi. Da, dar parcă tot timpul se găsește câte unul care să vină să-mi spună, să-mi propună, să... Nu știu, mi se pare că parcă aș fi tras într-o capcană. Nu mi se pare ok. Foarte bine. Și nu te-ai gândit să pui capăt acestei situații? Păi le pun. Cum? Le refuz. Le refuz? Dar mai știu o soluție. Sau am și eu o idee. Că poți să le... Ca să nu mai consumi energie, să stai tot timpul, să refuzi. Să te menții deasupra acestui vortex. Că, vezi, nu sunt numai suflete. Sunt și entități acolo care sunt fac acțiuni. Sunt tentații multe. Dar poți să renunți la tentațiile astea. Adică pe ce emoția ta vin tentațiile astea? Pe ce dorință? Așa, pe ce dorință? Care e cea mai... Uite, ia tu și uite-te și identifică. Dorința cea mai puternică a ta... Să nu mai depinde nimeni și nimic. Să pot să mă coordonez eu pe mine, eventual pe alții, dar nu alții pe mine. Asta în viața ta, personalitatea ta, fizică. Să realizez totuși ceva, nu? Fiecare își dorește un trai mai bun. Așa este. Dar nu accept compromisuri și riscuri prea mari. Și dacă nu le accepți, atunci trebuie să tai legăturile, să scoți acele persoane. Le scoți din viața ta. Asta e nu o soluție ca să nu... și să jignesc pe nimeni. A, nu, păi nu trebuie să jignești. Deci dacă noi nu vrem să mai co-creăm cu anumite persoane, îi nu las înseamnă că trebuie pace. Să-i jignim. Îi las în pace. Păi îi lasă-i în pace. Sau de nu ei le lăsat dau în pace. Da, dar ei lăsat în pace, iar ei nu prea te lasă pe tine. Se satură ei la un moment dat. Și tu nu te saturi? Să stai cu vortexul sub picioare? Să stai permanent în gardă? Ia uite-te acolo. Tu observi când la aceste vortexul ăla... Aceste lucruri pot să vină toată viața, nu doar acum. Nu e chiar așa. Uite, eu n-am... Ia uite-te la mine. Peste tot. Sunt tentații, dar ia uite-te tu la mine. Eu stau, am și eu așa vortexul ăla sub picioare? Nu. Ia uite-te la Ela. Ela are vreun vortex ăsta? Nu. Uite-te la alte persoane. Are lângă ea un vortex? Da, dar nu e al ei. Ăla e altceva, da? Deci... Vrei să tai legăturile cu persoanele astea care îți creează acest vortex și vor să te tragă? Și vreau să te uiți că nu sunt numai suflete aici care vor să te tragă în vortexul ăsta, ci sunt și entitățile acelor suflete. Sunt egregori. Sunt, oricum vrem să-i numim, care să te ducă sunt pe acele vibrații. Sunt credințele lor, ceea ce cred ei că pot să facă sau vor. Așa. Și de ce vor să te tragă și pe tine în credințele lor? Nu știu. Păi ți se pare ok? Asta îți spun eu ție. Ei încearcă. Și tu te aperi. Și consumi energie. Ia uite-te. Dacă pleacă energie de la tine. Că de fapt cine o papă energia? Pleacă, tot timpul pleacă de la noi energie. Da? Asta, a ta unde pleacă? Ia uite-te. Peste tot în jurul meu pleacă. Și la cei dragi pleacă. Da, pleacă și la cei dragi. Dar pe asta care consum tu ca să te aperi, să nu cazi în vortex. Uite, număr de la 1 la 3. Merg la acele persoane. Și de la acele persoane? Unde mai mergi? Merg mai departe și ele la rândul lor dau mai departe energie. Entități vezi tu, astea de pe marginea vortexului, ce observi? Te referi, entități? Adică orice alte ființe care nu sunt suflet. Niște paraziți îi numesc eu. Care se hrănesc cu ceea ce noi
creăm și sau transformăm din energiile noastre. Acești paraziți se hrănesc. Nu văd paraziți, văd niște energii în jurul lor care absorb de la ei, dar n-au o formă, n-au, sunt ca niște, nu știu, aburi, umbre sau ca niște energii translucide care plutesc în jurul lor. Ei, ăștia sunt, îi numesc eu entități, paraziți. Hai că vedem mai încolo, da? O să-i vezi și tu și o să, în toată splendoarea lor, o să capeți conștientizare, astfel încât să îi analizăm, da, împreună. Ce sunt ăștia? Ce vor de la noi? Da? Vrei? În splendoarea lor. Ai spus între ghilimele. Da. Nu vreau să văd monștri. Păi, de ce nu vrei să-i vezi? Nu vreau. Păi co-creezi cu ei. Ei sunt, există. Că vrei tu să-i vezi sau nu vrei să-i vezi. Bine, ca să plece, asta trebuie să faci. Să tai corzile energetice. Cu oricine și orice. Acum. Vrei să faci? Da, vreau, dar nu vreau să-i văd. Bine, nu-i vezi. Taie corzile acum. Uite, număr de la 1 la 3. Îți faci o laser din pieptul tău. Cea mai înaltă vibrație care tu acum, la acest moment, poți să o dezvolți. Fă-ți o rază laser, învârte-te în jurul tău, prin jos și în sus și taie toate legăturile, corzile energetice. Faci? Da, fac. Da. Mai este vortexul? Se închide. Se închide vortexul. Ai, spune tu. Ok. Bine, ia pe toți ăia. Toți ăia care tot ce vezi la capătul celălalt al corzilor energetice, îi iei și pui în față și blochezi. Sunt energii. Energii sunt? Energii. Blochează spațiu-timp. Fă-le bule poză. De energii. Fă-le ca o poză, ca un film. Blochează. Toți în față și îi blochezi. Bine, blocați. Și acum număr de la 1 la 3 și mă lași cu ela. Să vedem mai încolo ce mai facem. Da, ce nu ne vreau mai să-i văd. Am înțeles. Alungă-i dacă vrei și vreau să plece. Eu nu pot să-i alung. Vreau să plece, că am văzut că a fost ușor, tai. Tai legături cu ei și dispare. Da, bine. Hai, uite, eu număr de la 1 la 3 și... Dar nu mi-arăți. Nu ți-arăt. Vorbim de la 1... număr de la 1 la 3 și mă lași cu ea la 1, 2, 3. Ela, conectează. Da. Ia să vedem. Ce grad de conștientizare are partea subliminală? 3, 4. Da. De ce nu vrea să vadă? Să-i vadă, să nu-i arătăm? Nu vrea să aibă imagine de referință. Adică nu vrea ca după aia să se rămână în amintire, memorie și să se gândească la ei sau să se conecteze la ei cu frici. Am înțeles. Dar de ce ar avea frici? Că e dita mai, e sufletul într-un dita mai bărbatul. Ce nu știe, nu-l deranjează, nu-l omoară, spune. Așa, dar îl suge și îl papă de energie. E, spune, imaginea pe care o are cu ei acum, acele energie, acele, e ca un fel de, nu știu cum să spun, o pată de apă care plutește, așa îi vede. Ei, poate așa să-i vadă în continuare, dar trebuie să lucrăm cu ei, pentru că nu scapă de ei dacă de alte forme. Nu terminăm de lucrat. Ei acolo rămân și fac acțiuni. Independent asta. De voința lui. A înțeles lucrul ăsta, vrea adică, să dispară, da. Dar nu vrea să-i vadă, că ai spus să-i vadă în splendoarea lor și nu vrea. Bine. Nu vrea altă imagine decât cea pe care o vede acum, care e neutră. Bine, neutră, așa susține. Oricum îi vede cum vrea el, da? Cum vrea el, așa îi vede.
Nu pot să-i arăt eu altfel decât el poate să-i vadă. Înțelege Sau din vrea. ce spui tu că nu sunt energii bune, vede că absorbe energie și de la el și de la alte suflete și înțelege că nu este ceva bun, ceva ok. Dar preferă să rămână cu această imagine despre ei decât să vadă alte forme, alte bine. Imagini. Hai să vedem vrea el să-i alunge, vrea să dispară din câmpurile lui, să nu-l mai afecteze. Să e frică de ei. Ia să vedem de unde este frică. Acum nu simt frică. Care bine, frică? Dar dacă i-ar vedea, de ce i-ar fi frică? Ia să vedem. De ce? De ce să-i fie frică? Dacă nu cunoaștem unde, mediul, lumea în care trăim, nu putem să acționăm în cunoștință de cauză. Trebuie să poți cunoaștem. Să de am venit aici să cunoaștem. Spune auzat că de ce a venit? Poate acționa asupra lor. A văzut că poate să facă acest lucru când i-a spus să taie stringurile, le-a tăiat și acțiunea acelor energii nu mai avea efect asupra lui. Dar spune, nu e nevoie să îmi introduc niște imagini care să-l afecteze pe urma amintirea lor. Preferă să rămână cu această imagine neutră despre ele, aceste energii, care să nu-l afecteze. Bine. De ce e frică să vadă orice imagine? Orice imagine, oricum ar fi ea. De ce e frică? Pentru că creează, spune, un fel de nouă linie pe noi idei care și le-ar face. Noi informații care i-ar veni și nu vrea, le refuză. A mai văzut vreodată, a avut de-a face cu astfel de ființe? Și numai de aceea spune nu mai vrea să le vadă? Spune că a simțit, a văzut, văd că această imagine care și-a făcut-o, des, un fel de lichid ăsta transparent, așa vede el energiile, da, care plutește, văd că a avut o experiență pe o planetă unde l-a îngrozit prin simțuri. Deci nu prin ceea ce a văzut, ceea ce a simțit, ceea ce a transmis acea energie și a început să ia niște forme ciudate și în momentul ăla el n-a mai privit acea energie, doar a simțit și nu vrea să simtă sau să vadă mai mult de atâta. Pentru că în acel moment în care a simțit acea groază, dacă mai și vedea, spune că l-ar fi tras mult, l-ar fi prins total, dar nefăcându-și o imagine urâtă sau nevăzând acea imagine urâtă în care s-ar fi transformată acea energie, l-a făcut să poată să stea detașat, neutru și să respingă ceea ce simțea. Deci nu l-a îngrozit mai tare și imaginea. Doar ceea ce, și a reușit să respingă ceea ce simțea și să combată acea energie și să se elibereze. Și nu vrea să cunoască. Ceea ce cunoaște îl face să se lege energetic de acea energie și nu vrea. E prima dată când auzim o astfel de perspectivă, Ela, da? Știu. Hai să vedem de ce. Hai să ne uităm dacă are implant pe, la cap, ceva care îi produce sau oriunde, care îl face să-și pună protecții, filtre, ca să nu perceapă realitatea prin care merge să experimenteze. Are o experiență pe o planetă 3D, de fapt nu o viață, mai multe, deci da, mă refer ca planetă, unde la un moment dat a fost invadată, acolo a perceput acea energie, da, și persoanele, sufletele din jur cu care experimenta, au încercat să îi detalieze
imaginilor, ceea ce ele percepeau și erau îngrozite, erau terifiate. Și atunci el și-a blocat imaginea, și-a blocat să nu-i vadă, să nu devină atât de speriat, să nu acapareze acea energie a terorii, a fricii. A văzut ce se întâmplă cu celelalte. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Erau îngrozite sau înghețau pur și simplu când vedeau acele ființe și el nu a vrut să treacă prin acele momente de teroare, de frică care să-l înghețe. Bine, ce-au pățit aia care au văzut și s-au murit. Au murit? Da. Și? Ce corpuri și aveau acolo? El nu a murit. El nu a murit. Nu, dar nici bine n-a ajuns. Spune că s-a salvat. S-a salvat. Nu l-a putut afecta. Deci ceea bine, ce el... Bine, am înțeles el. Nu mai deci faptul că nu i-a văzut, nu l-a putut afecta și nu l-a putut ataca. Bine. Ce făceau acolo? Ce corp avea? În ce somn era? Umanoizi, dar cu niște urechi ca de lilieci, un corp albastru, piele albastră, aveau la gât ceva ca un colier auriu și la încheieturi n-aveau haine, nu văd organe. Care deci 3D. Se... 3D erau aici. Da, 3D. Da. În această galaxie? Da. 7 sisteme solare. Distanță de 42 de ani lumină. Față de Pământ? Da. Așa, și 7 sisteme solare ce vrea să însemne asta? Distanța, de sunt încă 7 sisteme solare între noi și acea planetă de 3D. Okay. Mm-hmm. Bine, și erau așa, arătau așa, i-au invadat unii o energie, el atât știe, da? Da. Și energia asta, cei care au văzut-o, și-au pierdut acele corpuri, da? Au murit. Da, da. El n-a murit că n-a vrut să o vadă și a făcut da. Da. Și ce s-a întâmplat cu el mai departe? El a supraviețuit. Și ce a făcut după ce a supraviețuit? Ce s-a întâmplat mai departe? A supraviețuit. Văd că s-a retras cu mai multe ființe. Ca el? Da. În sub pământ, în niște peșteri sub pământ. Da. Iar acele energii de pe planetă și-au făcut colonie. Și au acaparat toată planeta. Până la urmă, ei ca suflete au părăsit planeta aceea. Au părăsit acele corpuri, în primul rând, ca să părăsească acea planetă. Da, da, și da. Și la ce i-a folosit? Că au stat sub pământ? Au trăit sub pământ, acolo, că până la urmă... Spune că sufletele care au fost omorâte pentru că i-a văzut, sunt... Corpurile au fost omorâte. Sufletele acelor corpuri sunt captive acolo. Acolo, pe planeta e ca și cum le-ar fi absorbit sufletul din corp. Uh-huh. Dar el știe că e și el captiv? Că și el a fost în captivitate după ce și-a părăsit acel corp? Și oricum a fost prins de niște energii, entități și a dus aici, pe o altă planetă unde e captiv, Pământ? Da, 3D. Se gândește la asta pentru că și-a dat seama că este tot pe o planetă 3D, dar nu cu acele ființe și energii. Nu, altele. Da, nu se lasă afectat. Nu se lasă afectat, dar nu cunoaște nimic. Faptul că și-a pus filtru bănuiește, presupune. Da? Da. Îi vezi? Și trăiești într-o ceață, sau trăiești într-o ceață, trăiești într-o realitate distorsionată, autodistorsionată și bâșbâi. Asta spun eu. Necunoscând, nu cunoști realitatea unde ești și pentru care ai venit. Ia să vedem și amintește de ce a venit pe pământ. A venit de bunăvoie, la propria... Realitatea te poate omorâ. Așa. Uite că n-a murit. Păi tocmai de aia n-a murit. Și n-a murit. Și nici ceilalți n-au murit. Au părăsit niște corpuri.
A murit de câtea ori aici pe pământ și amintește de câte ori a murit? El spune 32 de ori. De 32 de ori, vezi? Ia să vedem tu, Ela, de câte ori vezi? Eu văd 461 de vieți. Ai văzut? Cum vine asta? Cum își explic? Că nu și-aduce aminte chiar tot. Am înțeles, pentru că și-aduce aminte ceea ce autodistorsionează realitatea. Da. Da. Își amintește de ce a venit pe pământ. Ok, el s-a salvat, da, spune, acolo, de ce a venit pe pământ? Spune, creezi propria mea realitate. Ok, își creează propria realitate, dar co-creează. Pe o planetă ca asta, ca pământul, sau ca aia, sau ca prin multe alte locuri, co-creezi. Nu creezi. Da, dar o fi aici, în legile lor, dar creează, co-creează în condițiile lui. Adică se protejează. Da. Se protejează de ce fac. Se amorțește, spun eu. Și amorțește simțurile și percepțiile. Bine, hai să vedem el. Este un... Nu mi-a răspuns. De ce a venit pe planeta asta? Ce să fac? A fugit de acolo. S-a... Așa, și a nimerit din lac în puț. Îi spun eu, sufletului. Păi puțul e mai mic. Așa. Probabil okay. Simte că a venit pe această planetă pentru că a fost pe vibrația pe care el era. E conștient că este în 3D sufletul și că are nevoie de timp Corpul ca să iasă și el ca suflet spune, sufletul a fost atras așa. De așa de percepe știa, el sau... da. Așa percepe el, atras de aceste da, vibrații a planetei în 3D. Păi da, vezi ce a atras? Da, înțelege că are o vibrație scăzută, ceea ce s-a întâmplat acolo pe acea vibrație. Și nu doar el, ci toate acele suflete. Și atunci sunt pe o vibrație mai joasă și sunt atrași de planete de asemenea vibrație. Are nevoie să se reculeagă, să se întregească ca și curaj, ca și voință, ca să își aducă aminte în totalitate cine este păi el ca esență. Păi n-a avut destul timp să se reculeagă și nu. Să se regăsească. 461 de vieți. Astea, ca om. Astea îi spune în percepția corpului și a minții fizice, dar ca suflet nu e mult. Nu e mult. Dar nici măcar nu știa că le-a avut pe astea. Și atâtea experiențe câte a făcut, n-a avut timp să se reculeagă și să se regăsească până acum? Se gândește nu că toți timp au a același avut? Ritm, spune. Nu au, dar se gândește că poate nu suntem lăsați să ne culegem și să ne regăsim. Asta s-a gândit? S-a gândit și la asta și știe, percepe și acest lucru, dar fiecare... Dar nu vrea să-i cunoască cine sunt aia care nu ne lasă și așa. Bine. Nu vrea. Bine. Hai să vedem el la ce implanturi are. Și pe aia mai vorbim cu el, cu suflet. Da, văd la gât acea brățară, acea colier rotund. Păi, da, acum e în alt corp. De ce da, e în alt corp, dar își protejează chakra gâtului. Mm-hmm. Pentru că... Deci brățara asta era un auto, e un autoimplant? Aici, da. Acolo era din natura corpului de acolo, dar aici e un auto, ca un scut, spune. Da, autoimplant. Da. Așa, de protecție. De aceea putea să... acolo ce rol a avut? Să... Unde? Acest implant acolo care purta la gât uniforma aia, în corpul acela, în acel avatar, ce rol avea acest implant? Văd acel metal, nu e aur, nu știu ce e, dar e auriu ca culoare. Da. În momentul în care se întâlneau ele, ființele între ele, își uneau brățările, deci era ca un salut așa.
Da. Își uneau brățările și puteau să-și... Păi cum uneau? Că tu mi-arăți cu mâinile și brățara e la gât. Și atingeau, aveau și la încheieturile mâinilor. Aveau la căietura mâinilor. Acolo aveau, și da, la acum gât, nu mai are. Da. Nu. Așa. Și acolo, în momentul în care își atingeau brățările, își transmiteau informații, tot ceea ce văzuse, tot ceea ce știa, instantaneu, fără să mai vorbească, fără să mai comunice. Deci instantaneu își luau informații. Iar prin acea brățară de la gât, își formau limbajuri, tipare de comunicare și comunicau diferit cu fiecare, fiecare cu fiecare, ca cei din jur să nu înțeleagă sau să nu perceapă. De ce nu trebuia să înțeleagă? Și erau ca niște instrumente, văd că. Păi astea erau clar instrumente. Unelte, da. Erau unelte și instrumente, da. Așa. Dar de ce nu vreau să vadă ceilalți? Adică toți erau, aveau secrete unii de alții? Da. În sensul că ceilalți să nu audă ce vorbesc ei, da. Doar în momentul în care își atingeau brățările, primeau ceilalți toată informația. Ok. Și atunci de ce? Ce rost mai avea să se mai ascundă ce vorbea cu unul și cu altul, dacă la final dădea informația la toți? Dădeau cui vroiau. Așa. Ah, și okay. Dădea deci ce vroia. La toți. Și ceea ce vroia el să transmită. Da. Da. Dar nu-i ca suflete dacă se uită? Nu știu ce percepe acum. În momentul în care ei comunicau, comunicau cu acel instrument de la gât, ceilalți nu, deci nu aveau un limbaj verbal cu glas, să fie gălăgie, să fie cu sunet. Nu aud sunete deloc. Mm-hmm. Deci e o liniște totală, nu sunt sunete. Da. Nici sufletele îi spun când comunică, prin telepatie, nu se ascund de alții unele de altele, ca și suflet. Da, sau deci spirit, sau ce erau suntem niște noi, nu ne ascundem. Care controlau comunicarea telepatică între ei. Da. Instrumentele alea ei și le formaseră, așa, făceau parte din ei, da. Aceste instrumente. Nu din ei, ci ei și la... structura lor. Erau de naturale, corp? Creșteau, da, de corp. Nu. Și le atașaseră și le... Da. Da. Ei le inventaseră aceste instrumente sau le fusese dat ca și tehnologie? Ei au observat, ei așa și-au dezvoltat comunicarea, deci ca dezvoltare de comunicare, pentru că nu prea comunicau între ei, da. Decât erau ca niște animale la început, ca un egregor colectiv de animale, iar la un moment dat au găsit e un mineral al acelei planete care facilitează această comunicare, energie a lor, a corpului. Dar ei nu comunicau telepatic? Nici telepatic nu comunicau? Nu, la început nu. La început nu. Da. Pe urmă au început să comunice telepatic, dezvoltând aceste instrumente. Deci nu era o comunicare naturală, asta întreb nu. Eu. Nu. Ei nu comunicau acele corpuri, prin acele avatare nu puteau comunica telepatic și nu puteau comunica de niciun fel. Nu. Apoi ei au început să-și dezvolte niște instrumente, observând în timp că mineralul ăla îi ajută ca să dezvolte, să facă să dreagă. Da. De ce se ascundeau unii de alții? De ce nu trebuia să audă alții sau numai ce vorbeai tu? Așa au știut la nivelul ăsta și au dezvoltat comunicarea. Da, dar ceva nu era... Nu neapărat că ar avea ceva de ascuns unii altora, ci până aici au ajuns cu nivelul de dezvoltare al comunicării. Deci putea să comunice doar unul cu unul. Cu unul, da. Da? Exact. Și ca să afle și ceilalți trebuia să atingă brățările. Da, așa exact. Dezvoltaseră ei instrumentul ăsta, da? Da, da. E bine, dar aia erau, aici era un tip de corp pe planeta asta. Da. Ăla era, ăla venise ca și conștiință să experimenteze cu acele limitări. Aici se găsește în alt tip de corp, zic eu, cu alte limitări și cu alte abilități sau simțuri. Ce legătură are ce făcea acolo
țara de la gât și cu ce face acum, când are limbaj acum, de exemplu. La ce îi servește asta? Aceste corpuri limbaj. Care sunt mult mai dezvoltate, spune că chakra gâtului, chakra comunicării, aici comunicarea trebuie protejată, spune. Acolo avea un anumit nivel, dar aici trebuie protejată. Aici așa e corpul ăsta, făcut cu corzi vocale. Ca să comunicăm așa. Dar în energetic își protejează corpul energetic, chakra gâtului. De ce și cine? De legături cu alții. Alții? Suflete? Alte suflete, da. Am înțeles. Bine. Deci aici sunt niște tipare preluate da. De el, de acolo, aduse da. Aici și folosite, el știe în ce sens și cum, sau cât îi sunt de... Cum crede el că îl poate ajuta. Da. Bine. Ela, și ce facem acum? Facem o sferă informațională cu tot ceea ce noi știm. Și tot ceea ce are ca și informație acest suflet în conștiința adevărată, ca și conștiință. Și o dăm. Vrea să primească această sferă? E ceea ce el a făcut. Ia să vedem ce ne spune. O ia, dar... O învârte. Da, o analizează. Așa, foarte bine că o analizează. Filtrează ceea ce vrea din ea. O vede prin paravanul ăla care și l-a făcut, da? O măsoară vibrațional și ceea ce cade sub 3. Sub 3? Respinge ca informație. Respinge ca informație. Bine. Ca și... Deci nu vrea să aibă de-a face cu entitățile, cu... Păi nu are de-a face cu entitățile, aici are de-a face cu ce a trăit, cu experiențele lui. Alea, altfel da. Le-a trăit degeaba. Alea le recunoaște, alea le vede, păi alea le absorbe experiențele lui, dar nu vrea să vadă în energetic ființele. Vrea să rămână doar cu acea imagine de plasmă și atât. Hai să vedem. Lăsăm sfera deoparte, nu-i o dăm. Dacă nu vrea a absorbit din ea ceea ce a făcut ce el convine. Aici. Da. Da, exact, ce convine. Ceea ce îi convine. Bine, hai las, să ia ceea ce îi convine. Bune și alea. Ela, eram la implanturi. Ce alte implanturi mai are? Deci am văzut, autoimplant. Da, la gât e autoimplant, la chakra gâtului. Da. Are la cap. Da, aici, ia să vedem noi. Da, urechi. Da. Nu vrea nici să audă. Nu mai să vadă, dar nici să audă, nu vrea. Astea nu sunt ale, nu sunt da, unii, la gât. Aia care la și alții nu vor nici să audă, nici așa. Bine, mergem mai departe. La inimă. La coloana vertebrală văd. Chiar între vertebrele toracice și cele lombare, una de sus, una de jos, acolo văd, da, stomac și la prostată, în jurul prostatei apare ca un fel de cochilie, ceva. Așa se vede. Nu atinge prostata, dar e în jurul ei. Atât. Că sunt? Da. Spune-mi cât. Ce vibrație are acest ăsta de la gât, autoimplantul? Zero, e neutru. E neutru. Deci și atunci nu are niciun efect, nici bun, nici rău. Adică nu-i face nimic. Toate le vede... Nu, plat. Îi face. Îi dă vibrații, îi proiectat, văd că să neutralizeze tot ce nu este benefic lui.
Și, și dacă are zero vibrație, neutralizează și tot ce este benefic. Da. Aha. Da. Ok. Exact. Deci bine. Neutralizează orice energie, tot. Orice vine spre face, el. Da. Îi face plat tot. Da. Și dă el valoare, spune pe urmă. Da. Dă el valoare, îi dă el valoare aia ce percepe distorsionat, da? Și îi dă valoare. Exact cum e unul care abia semi-vede. Alege ceea ce vrea să înțeleagă și cum vrea să înțeleagă. Bine, bine, nu vreau să dau nicio explicație el mie, că am înțeles ce explicațiile lui. Știi cum este? Este așa, unul care abia întrezărește ceva cu ochii și apoi interpretează ce a întrezărit din realitate. Asta este. Bine? Da, cam așa ceva face. Da. Da. Păi da, asta. Nu este pregătit pentru mai mult, spune. Bine. Sunt la un stadiu în care încă hai să vedem. Mă pregătesc. Spune. Bine, hai să vedem, că am auzit ce ne spune. Vreau să vedem la cap cât vibrează implantul. După ce nu mai are implantul, vreau să aud ce ne spune. La cap, cel din mijlocul capului este minus 180, cele de la urechi sunt minus 60, da. Inimă minus 110, da. Stomac minus 200, coloană vertebrală, cele două, de acolo, de la vertebre. Minus 20. 20 și mai are la prostată. Prostată e minus 160. Minus 160. Foarte bine, Ela, ne pregătim. Lăsăm pe ăsta cu zero, că ce să-i punem? Pe ăsta nici nu-l putem nu-l pot, anihila, ne-a. Da? No. Neutraliza. E zero. E zero. Așa. Și Ela intră în mediu hipnotic. Da. Și începem să neutralizăm implanturile care le are și începem cu cel de la cap, dezvolt în mâinile mele o energie cu plus 180, deci aceeași valoare de semn opus al implantului și îmi spui până la cât număr? Până la 5 toate. Până la 5. Toate? Da. Bine. Și ating. E prin capul, între mâinile mele și dau această energie de plus 180. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Acum dezvolt plus 60 și da. Mergem la urechi. Nu s-a de, nu s-au n-au sărit și astea de la urechi? Sau nu s-au neutralizat? Nu încă. Nu? Ci trebuie să le dăm 60 plus? Da. Bine. Prind aici, pun, ating urechile. 1, 2, 3, 4, 5. S-au neutralizat? Da. Bine, mergem la inimă. Dezvolt plus 110. Da. Și ating inima. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Mergem la vertebre. Plus 20. Aici poți să iei vertebrele cu stomac împreună. Da. Bine. Fac atunci plus 200. Da. Și ating vertebre și stomac. 1. Mai mult numărăm aici. Sau tot 100? La 8. Tot până la 5. Până la 8. Bine. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Da. Și acum dezvolt plus 160 și ating prostata. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Neutralizate toate, da? Da. Okay. Ia să vedem acum sufletelul cum se simte. Se simte mult mai liber. Simte că
s-a eliberat, s-a deblocat, a absorbit mai mult din sfera de informații, da. Își aduce aminte de toate viețile lui de pe pământ acum. Și înțelege că este sub influența acestor energii. Da. Le simte. Le vede influența în toate celelalte vieți, le vede în energetic, dar doar tot așa ca acele imagini, le simte vibrații, le simte cât de negative au fost, ce influențe au avut, le simte diferit vibrațional, își dă seama că sunt mai multe forme, mai multe feluri. Tipuri, da, și feluri. Spune că tot nu vrea să le vadă adevărata învățișare, dar înțelege ceea ce ai spus. Și înțelege cu cine are de-a face și ce fel de acțiuni fac aceste energii. Bine, acum să vedem, înțelege câte experiențe a avut pe pământ. Da, cum le vede pe toate. Da, înțelege ce fel de experiențe a avut. Da, vede și că au fost traumatizante și că au fost multe dintre ele traumatizante. Bine. Unele frumoase, altele. Câte au fost traumatizante și câte? 75% traumatizante din ele și undeva la 5% au fost frumoase și 20%, să zic, neutr. Da, neutr. Ar veni. Da. Bine. Controlate de el în oarecare măsură. Okay. Și a cam neutralizat și simțurile lui și ce se întâmpla în jurul lui. Și în această viață vă tot neutră într-un fel. Până acum. În oarecare măsură, da. Păi neutră, dar noi am văzut că s-a deschis sesiunea cu unde era deasupra unui mare Dar reușea să stea deasupra. Păi reușea, dar cu ce consum? Aia e altceva. Păi asta vreau să înțeleagă. Sufletul. Da. Da? Da. Bine. Vede consumul lui de energie pentru a sta neutru. Sau aș crea o viață neutră. Vede cât de mult energie, cât de multă energie consuma. Dar decizii lua? Pe una? Era în stare să ia vreo decizie până acum? Da, lua anumite decizii la un anumit nivel. Și pe o anumită, cum să spun, printr-o anumită percepție foarte distorsionată. Da, dar reușea să stea. Ceea ce zice puține suflete, cred că reușesc să stea neutră cum stau eu. Da, este un consum de energie și acesta, este o luptă și aceasta, dar reușea să nu treacă prin atât de multe traume. Bine. Ideea este că în sesiunea asta noi am vrut și vrem să-l ajutăm să înțeleagă ce trebuie să facă ca să nu mai treacă prin traume. Dacă nu înțelegi, dacă nu înțelegi cauza, n-ai cum să o eviți, că îți pui un paravan în față. Da? Și așa mijești, vezi așa niște umbre. Asta e problema care eu o spun. Pentru că fugi de cauze, fugi de realitate și până la urmă realitatea te prinde sau cauzele acelea sau forțele acelea te prind. Tot dai ochii cu ele. Pe când dacă dai ochii cu ele, le înțelegi, le desfaci, le pricepi, atunci poți într-adevăr să, cum să spun, să le eviți cu adevărat lucrurile astea. Sau să nu le mai repezi. Spune că nu este încă pregătit, încă nu are acest curaj. Bine. Fiecare cu... Și pot să înțeleg și asta, că nu-i pregătit, are 461 de experiențe. Nu e un suflet cu 1000 de experiențe, nu e un suflet cu 2000. Și a avut multe alte experiențe, tot în 3D, da. Traumatizantă da. Pe cealaltă planetă. Da. Și da, uite că a plecat de acolo, într-un corp nu prea bine dezvoltat și a ajuns aici într-unul puțin mai dezvoltat, da. La fel de prost.
și într-o realitate la fel de grea. Da? Da, dar... Pentru că nu poate să treacă într-o altă realitate de vibrație mai înaltă până când nu cunoaște, nu înțelege realitățile prin care a experimentat, prin care a trecut. Și atunci și după planeta asta, dacă eu știu ce se mai întâmplă sau ce mai face, mai vin niște invadatori, o să treacă pe alta, tot pe vibrația care o are. Te roagă să... Te roagă, îți cere să îi dai timp să analizeze toată informația pe care i-ai dat-o și într-o viitoare întâlnire să stați din nou de vorbă pe ceea ce el va cunoaște atunci. Acum încă are nevoie să înțeleagă ce i-ai dat, să analizeze tot, să își prindă acel curaj, acea... Să-și construiască curajul de a vedea dincolo de vălul pe care și l-a pus. Bine, percepe uite, energiile, acum... vibrațiile, le percepe, le simte, dar e frică să le vadă, pentru că acea traumă de pe acea planetă unde cei care au văzut au fost încrâni și sufletul le-a fost absorbit subt din corp, ca pe o supă. Bine, dar deci, informația aici, că sufletul e nemuritor. I-am dat informațiile, i-am dat sfera informațională, este conștiință indestructibilă, indiferent de aia intră conștiința. Trebuie să înțeleagă acest lucru, să asimileze aceste informații. El știe că acele suflete de pe acea planetă sunt încă captive acolo și nu pot pleca. El e captiv aici. Nu se simte captiv în momentul ăsta, știe că poate să se elibereze. Are lațul lung așa, adică toți care suntem aici avem un laț mai lung. Are nevoie de timp să înțeleagă toată informația. Ok, am înțeles. Face cât poate. Contracte vrea să rupă? Da, vrea. Bine, să cheme vrea toate să rupă înțelegeri, contracte, orice a făcut conștient sau inconștient. Orice ființă sau neființă, orice fie entitate, de orice valoare sau cu plus sau minus sau suflete. Deci toate, le cheamă pe toate, toate contractele. Tot. Da, le orice cheamă. Suflet cu care a co-creat pe toată linia experiențială, pe unde a trecut, de când s-a desprins din conștiința mai înaltă, ca și individualitate, să... Așa, toate astea. Și la sufletelor le transmite informații. Dar uite ce informații. Alea protejate de el le transmite acum la suflete. Da? Atâta ce poate aia transmite, le transmite informații, le transmite toată iubirea lui, mai puțin sufletului, viitorului, bebeluș care stă să se nască peste puțin timp. Da, de nu-i trimite. Nu-i trimite. Da. Așa, și se declară liber să experimenteze, să-și creeze realitatea de acum încolo, anulează, decrează orice karmă pe care a avut-o sau i-a fost servită sau a făcut-o fiind direct și i-a fost servită de către entități? Da, anulează, decrează, dizolvă tot. Da, și declară libere toate sufletele pe care le-a cunoscut, cu care a co-creat. Da. Și realitatea. Toate contractele pe la consiliile de încarnare, de pe toate planetele, de pe oriunde a trecut prin consilii de încarnare, da, toate entitățile și individuale care le-a făcut în corpuri fizice sau în planeteric. Da, toate le dizolvă, anulează, decrează. Da. Și acum are informația, deschide un portal sau mai multe portaluri și trimite energiile așa cum le vede el. Da. Da? Pe diverse vibrații, pe portaluri de diverse vibrații sau toate la un loc, pe un portal? Toate la un loc le absorbe pe portal. Bine, foarte bine. Da. Deci ai văzut ce simplu e fără să le văd? Da. Eu zic că cel mai simplu ar fi fost dacă nu vrea să vadă, că nici mie nu-mi plac experiențele rele, grele, traumele. Cui îi place așa ceva? Am trăit atâtea încât nu vrem mai să le mai... Mai spune că orice ființă, orice suflet, orice formă pe care noi o vedem aici în 3D, ea de fapt este
o atenție a noastră care îi dă formă aici între ele. De fapt, această formă nu există, îmi spune. Da, și totul posibil. Este doar energie. Și de ce să-și facă niște în imagine, niște forme care nu există, care sunt terifiante sau care vor ele, energiile, să le arate cuiva. Zice, și vouă vi se pot arăta aceeași energie sub diferite forme. Pentru că vreți o imagine, dar acea imagine aici între ele nu e reală, spune. Nu e reală pentru că e dată de codurile matrixului. Exact. Și atunci el refuză, spune, aceste coduri. A refuzat numai astea. A refuzat numai codurile astea. Da. Iar Terideu nu l-a perceput în splendoarea lui, cum am spus eu. Nu l-a perceput în splendoarea lui. Deci refuză acele imagini, atunci se refuze și imaginile oamenilor, acestor corpuri. Se refuze tot ce înseamnă cod. Spune că matrix. El își creează imaginile pe care el vrea să le vadă. Prin okay, atenția deci... lui. Dar acele entități pot să-și creeze la rândul lor, să-ți implementeze ție o imagine pe care vor ele să o vezi. Pe asta și fac. Da, dar el refuză orice fel de imagine, și de îngeri, și de oameni, și de... El vede energia. Deci pe la biserică, ceea ce e apropo, energie, că am ajuns. Energie. Bine, cum a fost energiile pe la biserica aia? Care a fost dus în copilărie sau... Parcă niște care... energie și atât. Atât. Și erau bune, erau rele, cum le vedea pe energiile? N-a încercat să le asimileze, pentru că tot ceea ce vine din exterior, din afară, îi se pare că nu îi aparține. A, asta e un lucru bun. Bine. Hai să vedem atunci, ca să știm de curiozitate. În totalitate pe el. Simte că nu e ok ceea ce vine din afară, dar încă pe el nu se cunoaște în totalitate. Deci are potențial mare acest suflet să se... Dacă se trezește, să se dacă... dezvolte. Da. Pentru că refuză niște lucruri și dacă refuză și își face autoprotecții și își face paravane, nu percepe realitățile așa cum sunt, în acele matrix, acele matrixuri. Atunci ce ai făcut aici? Ai venit ca să stai așa, treci prin experiențe, le primești la pachet? Nu crede că a venit de bună voie, ci probabil forțat, cred. Obligat nici sau cred. Anumite dar consecințe acum... și nu acceptă tot ce e pe aici printre idei să bine, asimileze. Dar poate acum să nu mai vină, dacă nu i-a plăcut pe aici, că nici mie nu mi-a plăcut. Păi, da, asta încearcă, să plece de aici, să se libereze de 3D, da. Pentru că a trecut prin mai multe planete 3D. Dar a trecut prin aceste planete, forțat sau cum a fost, dar n-a înregistrat informațiile așa cum le dădea matrixul. Păi n-are nevoie de ele. E bine, n-are nevoie de ele. Atunci să plece de aici. Ce mai stă pe aici după ce va ieși din viața asta? Păi fiecare suflet și ceea ce vrea faci el pe aici, din aceste experiențe. Deci știi cum ești, vii pe pământ, cum ai fi într-un corp orb. Semi-orb așa. Spune că fiecare suflet își alege cu ce informație și experiențe să plece foarte de aici. Bine, okay. Așa cum unele suflete își fac acele portaluri, spune, cu experiențe, unde se experimentează ce vor ele, zice, așa face el acum. Da, unele vieți experimentează cum vrea el, pe cât poate. Da, aici a spus foarte. Sau neutre. Ne-a apuntat bine aici. Da? Că n-a experimentat. Ia să vedem câte vieți din astea 461 a experimentat cum a vrut el. În afară de faptul că și-a pus acest autoimplant care îi distorsionează realitățile. A încercat aceste 20% din experiențe să fie neutre, adică să nu-l afecteze. Da? Și? Atât a reușit. Entitățile, energiile, pardon, ce au spus? Au fost de acord cu el? Au stat la distanță. Când? Care au fost alea 20%? Alea mai pe la început? Între ele. Nu, sunt răzlețe între ele. Bine. Dacă avea experiențe libere, eu îi spun sufletului, este într-o eroare. Încă. Eu îi dau, adică nu eu îi dau, că eu n-am nicio treabă. Eu îmi fac treaba mea, care am avut-o aici, împreună cu tine, Ela. Este treaba lui ce face mai departe. Dar eu îi spun că este într-o eroare. Că n-a avut experiențe libere, nu putea să aibă experiențe libere. Dacă le avea libere, era plecat de mult de aici. Nu se mai spune, întorcea înapoi nu în karmele referit, și... Nu s-a la experiențe libere, ci a reușit să-și neutralizeze anumite traume.
prin care ar fi trebuit să treacă. Implantul care și l-a... Da, exact. Da. S-a amorțit, asta îi spun eu. S-a anesteziat. Asta e anestezia amorțeală. Nu știu ca fiecare suflet vede cum crede el că poate să ducă, da? Da. Mie întotdeauna, eu sunt așa, nu mi-a plăcut să lungesc, nimic. Suntem la fel, spune. Da, așa este. Nu mi-a plăcut să lungesc nimic. Nu mi-a plăcut să îndulcesc nimic, că așa îmi place mie să îndulcesc, dar de fapt, cum să zic, cum zic eu la de tera, că pe afară e vopsit gardul, nu mi-a plăcut să vopsesc gardul. Pe la nimica, știind că înăuntru e leopardul. Ci întotdeauna am preferat să merg și să privesc în față. Leopardul, să-l studiez pe leopard, așa cum să văd, ca să pot, să mă apăr dacă e nevoie de leopard. Tu ai un anumit curaj acum pe care el încă nu l-are, spune, și trebuie să și-l dezvolte și el. Bine, dar putea să facă, uite, niște experiențe să-și dezvoltă. Uite acum în sesiune, poate să-și facă un portal și să facă niște experiențe în care să-și dezvolte curajul. Vrea să facă? Da, întreba cu ce e diferită, cu ce diferă experiențele lui în care a neutralizat trauma, cu experiențele din acest portal în care îl poate experimenta liber. Așa. Asta și să experimenteze și... curajul, nu să neutralizeze trauma. Că n-a neutralizat nicio traumă. Aici este... în experiențele astea își creează experiențe, el și le... Da, spune, este diferit ca nuanță, într-adevăr. Da, da, vrea. Îi place perspectiva în care să își dezvolte curajul. Aici să... el se proiectează, el își proiectează aceste experiențe. El este arhitectul. El se face, cum să zic, făt frumos ăla cu forță, cu arme, arme în ghilimele spun, cu acele posibilități, cu acele capabilități, astfel încât tot el își pune diverse situații, își proiectează, prin care poate să le rezolve. Și începe ușor, ușor, cu situații mai călduțe. Și apoi, pe măsură ce își crește, vrea să devină, cum se zice, ca și om, bărbat, sufletul ăsta? E greșit spus. Zice, vrea să devină suflet întreg. Suflet întreg cu discernământ? Da. Da? Da. Și cu curaj. Și cunoașterea, să și-o acceseze apoi. Pentru că sunt convinsă că cu această energie, cu această credință care o are acum, nici ceea ce a experimentat și a trecut prin anumite situații nu este încă pregătit să le vadă așa cum erau. Să le înfrunte, da. Să le înfrunte, da. Da, spune claritate și discernământ care pe urmă să îi dea curaj. Bine, da. Cum vrea el, așa începe experiențele. Câte experiențe vrea să facă în portalul acesta? 300. 300. Foarte bine. Uite, intră și deschide portalul lui de experimentare și cât număr eu de la 1 la 5, își face aceste experiențe. Curaj, determinare, claritate mentală, discernământ. Da. Hai. Și începe 1. Și voință. Da. Și începe 1. 2, 3, 4, 5. Iese pe partea aia. Care aceasta poate să-și o creeze ca linia lui nouă temporal. Da. Și venim aici și acum și ia să vedem ce poate să prepun. Ce s-a schimbat după aceste 300 de experiențe? S-a schimbat ceva? Ce? Spune că a văzut toate monstruozitățile. Păi și la acum și-a creat el realitatea. Așa. Nu sunt deloc frumoase. Nu sunt. Astea-s lumile astea pe unde am fost aduși. Dar tocmai dacă le vedem, le cunoaștem, apoi putem să plecăm liniștiți. Spune că a reușit să
să le vadă, a reușit să stea drepți în fața lor fără frică până la urmă. Așa. Și să-și învingă acea traumă, acea frică de urât, frică da, de a vedea ceva frică de urât, moarte, înspăimântător. Era, spunea tot timpul frica, că era frica de moarte, că i-au murit. Da, i-a subt sufletul din da, corpul, i-a da, absorbit ca pe da, supă. Da, da. Și spune că își dă seama de ce fel de forme au aceste energii. Apropo, ce fel de forme a avut? Ce entități au fost? Văzut. Da, ce a avut acum în câmpuri, în această, la începutul sesiunii? Ce fel de entități? Alfa Draco, Draco și Arhon. Deci Alfa Draco, Draco. Câți? Adică, câți de aia? Câți doi de din fiecare. Doi din fiecare. Arhon erau trei. Trei arhoni? Da. Doi. Arhoni și mantide, una? Una, da. A văzut? Câtă? Da, și acum văd forma acelei ființe de pe acea planetă. Da. Ălea, ăia care i-au invadat, da? Da. Ce erau ăia? Capul seamănă cu un crab. Da. Care, nu cu clești, ci cu capul ăla, știi tu, cu ghearele alea, așa, da, nu știu, așa ceva. Și da, avea multe straturi din acelea de ghiare, așa, nu știu, ieșite da, în loc de dinți ca niște da, ghiare și o limbă ca de șarpe, da, iar capul era ca și cum ar fi, ca și cum ar fi un craniu desfăcut, da, din care ieșeau niște limbi, niște șerpi, ce erau? Nu știu cum să le numesc. Niște tentacule, niște tentacule, și din tentacule se desfăceau și aveau foarte mulți dinți. Și tot ieșeau așa, dinți. Okay. Și corpul era... Să-i descriem la clienta noastră că vrea să facă, să picteze. Ai, nu. Ai văzut pe grup? Că ne-a scris că vrea să vadă niște poze cu entitățile și cineva a zis, Mihai, a zis, păi să descrie la toate, adică să fie atentă la sesiuni, cum descrie la entitățile. Aici. Ăștia n-au fost pe pământ. N-au fost pe pământ. Să nici nu vină. Da? Nu că vrea să facă cina cea de taină, doamna, cu figurile adevărate. Nu, deci... Ăștia nu puteam să-i făcă la cina cea de taină. Cu ele când îi desenez, când îi... Creează, dar le taie. Da. Ok, deci corpul, nu știu cum să spun, sunt ca niște... nu e umanoid deloc. Are patru picioare, ca un paianjen, dar sunt patru picioare și picioarele sunt parcă din clești, din aia ca de crab, dar nu-i clește, e unul singur, deci o ca ceva ascuțit. Ca o ceva. Da, dar e ascuțit. Ascuțit. Da, din care poate să-l facă și mai ascuțit. Deci iese iarăși ceva gheară. Are niște aripi ca de muște, din alea da, transparente. Are ce coadă. Insectoid, arahnoid. Ce, da, ce ADN are? Uai, și insectoid și arahnoid, da, și da, 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 ăsta și, de crab. Și, da, și are 27 de tipuri de ADN. Da. Și în spate are o coadă de dragon. Iauzi. Deci are și dracos. Da. Deci are 27 de tipuri de ADN. Bine, ăștia erau invadatorii? Da, da, da. Și ăștia au distrus, au scos ființele. Da, acelea. Și ăștia au venit cu o navă. O navă au venit ăștia. Da. În ce dimensiune? Din... Văd că pot să ajungă până în 4, dar energia o simt de minus 2, minus 3. Bine.
Și vin și iau suflete. Ce scop au invadat acea entitate? Absorb acea planetă. Orice ființă de pe planetă care are suflet, e o absorb. Nu toate vietățile au suflet. Văd că prindea de gât și absorbea sufletul. Extragea esență. Da. Cu asta se hrăneau ăștia, da? Da. Ai văzut? Reptori. Bine. Acum a văzut că am putut să descriem după ce și-a făcut o maturitate și a dezvoltat o maturitate emoțională. Și acum își dă seama că nu doar că, deci nu trebuia să-i vadă și să fie absorbiți, ci trebuia să îi prindă. Acum aș dă seama de lucrul ăsta, că nu doar văzându-i murea, ci trebuia să-i și prindă, să fie aproape de ei. Și văd că aveau și abilitatea de a se face transparenți, translucizi, să nu fie văzuți. Și credea că, câteodată credea că nu-i nimic în jurul lor și aceștia, ființele din rasa lui, îi vedeau instantaneu și mureau. Și așa credea că poate să moară, de aceea nu vrea să vadă. Da, dar observă că dacă nu ai toate simțurile, dacă ți le stompezi și dacă chiar vederea nu ai bună, uite, ajungi pe unele planete în anumite situații în care dacă nu ai toate simțurile dezvoltate și nu vrei să percepi cu toate simțurile, cu tot ce ești tu capabil, indiferent în ce corp, în ce somă ai fi acolo, atunci nu te poți apăra dacă trebuie să te aperi. Pe unde am ajuns prin aceste dimensiuni, aduși, aruncați, făcuți, da? Când cine vrea să mai vină pe aici? Da, dar văd că totuși vibrația pe care putea să absorbă sufletul din acele some, acele corpuri, era frica, era teroarea. Păi da. Și el, dacă nu le vedea, nu intra pe acea frică. Frecvență. Am înțeles. Da. Bine, asta era în cazul ăla. Da. Da? Bine. Acum, cum se simte, asta vreau să ne spună. Eliberat. Fără entități, fără contracte, fără karme. Eliberat, se simte foarte bine. Nu e mai frică de mutre. De mutrele lor, oricum ar arăta. A înțeles că suntem diferiți în atenție, în imagini, a înțeles multe. Bine. Da. Acum, hai să-și facă din interiorul lui să se umple cu cea mai înaltă vibrație pe care o poate dezvolta ca esență, ca ceea ce este. Spune către tine că îți mulțumește pentru lecțiile care i le-ai dat, dar ai putea să ai să un fiu ton, mai blândă, nu? Un ton mai blând. Și eu aș vrea să fiu. Nu dar atât uite de autoritară și am și eu, vezi, niște lucruri la care trebuie să mai lucrez. Am și eu de perfecționat lucruri. Zice. Parcă vrei nu am forțat. Te forțat, nu forțez pe nimeni, că îl lăsam așa. Deci nu forțez pe nimeni, o să ai un ton impunător și autoritar. Bine, dacă ține, cum să spun, dacă ai cu cine, că oricum niciodată nu l-aș fi forțat să facă ceva. Sub nicio formă. Da? Da, dar o zis că poți să fii mai blând. Așa este, aș fi vrut să fiu, însă așa îi vezi că am și eu natura mea. Ok. Să-și ia energia care, cum spuneam, da? Din vibrația cea mai înaltă, să o expandeze prin toate structurile lui și în corpul fizic, să umple toate acele locuri unde au fost implanturile. Și-a dizolvat și de la gât autoimplantul. Înțelege că îl bloca în unele situații în viață. Da. Și se umple peste tot, toate celulele, toate organele, toate sistemele funcțiilor și toate corpurile energetice. Le curăță, le purifică de amprente energetice, programe, idei, gânduri, traume, amintiri, stringuri cu orice fel de alte vieți, experiențe, amintiri. Și peste tot umple cu energie care regenerează, vindecă, echilibrează și armonizează toate celulele, organele, sistemele, funcțiile și toate corpurile energetice, mental, emoțional, energetic și energetic-sexual,
împreună cu energia feminină și masculină. Ei, acum hai să ne uităm. I-a transmis informații soției, da? Da. I-a transmis informații la familie, la toți. Am transmis la toate sufletele. Da, da? Sufletului copilului va transmite în momentul în care va veni un fizic. Dar hai să ne uităm dacă cu soția era, avea karmă. Da, s-am mai întâlnit de 7 ori, văd că. 7 experiențe care într-una au mai fost soț, parteneri. Da. Și în altele diverse roluri. Da, în altele văd că au fost într-una văd au fost veri. Și în celelalte au fost cunoscuți, prieteni care s-au îndrăgostit la un moment dat unul de altul, dar nu și-au putut consuma iubirea. Bine. Această relație ca și vibrațional acum. Da. Sunt apropiați ca și vibrație? Au, cum să spun... Da, văd o compatibilitate de 48% care acum. Încă poate fi ridicată. Da. Deci au șanse să crească compatibilitatea. Da. Să devină suflete pereche după ce conștientizează sau... Nu chiar, neapărat, văd o compatibilitate chiar. Maximă de 75%, la dar care e ar foarte putea bună. Să ajungă, da, e da. Bună, da. Da. Bine. Au în derulare un proiect? El, da, personalitate. E benefic pentru ei, da. Cosmin, împreună doar cu soția, alege, cu familia. Da, doar să aleagă căile... Cele mai potrivite, cele mai puțin riscante. Exact, și... ok, legale, în sensul că nu prin stânga și dreapta, ci în față, cum ar veni, da. Să nu facă compromisuri, că dar nu face. El, nu face. La cine, la cum este, cum ne-a arătat, că nu e, să zic, nu-i ca plac suflet, riscurile. Nu-i plac riscurile și extremele, da, și bănuiesc nu. Că nici ca om. Bine. Da. A făcut injecție. Va fi de succes ceea ce da? Vor Super. Să facă împreună. Foarte bine. Și cu sufletul clientei noastre a avut două experiențe. Soacra. Da. Care au fost apropiați, s-au înțeles bine, au fost prieteni. Cu sufletul copilului văd că a avut 20 de experiențe. Ea a fost mamă, sufletul copilului, în 6 vieți. Ia uzi, deci iar, o relație de iubire între ei. Da, iar mamei i-a fost unchi, i-a fost frate și i-a fost și ei mamă. Adică mamei, copilul vorbești. Da. De copilul care sufletul vine. Sufletul copilului care vine, care vine, da. Bine. El a avut, a făcut injecție. Dacă sunt urme. Dacă ai văzut că acum am făcut și vindecare. Și... S-au eliminat, 2% mai trebuie să metabolizeze, să elimine, să mai scoată. Va metaboliza în următoarele 2 săptămâni aceste urme, le va scoate, vor fi eliminate și acestea. Efecte, unele mici efecte au fost, dar și acestea s-au curățat, s-au purificat tot. Bine. Din celule, din organe. Bine. Acum... Acest sufletel e pregătit să meargă, să se întâlnească cu sinele sau conștiința mai înaltă de unde s-a desprins ca și conștiință individuală? Da, vrea. Da. Bine. Număr de la 1 la 3 și merge acolo. 1, 2, 3. Da, este o conștiință din dimensiune 8, un sine de dimensiune da. 8. Cheamă și mintea, cheamă și corpul emoțional. Le curăță, le purifică, le deprogramează și le reintegrează și se unesc cu toții acum. Bine, și mai număr încă o dată, de la 1 la 3 și mergem în sursa primordială a creației, 1, 2, 3. Și aici își cheamă matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință prima, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate, alterate. Da, și sub forma originală acum le integrează.
Bine. Activează declarația de suveranitate și dă drumul. Da. Și recomandă să iasă afară tot ADN-ul regresiv care îi proveni de la entități prin procese de hibridare sau altfel de proces. Da. 12% vot. Îl dizolvă, îl anulează, îl decrează complet. Da. Și îl reconstruiește cu ajutorul matricii originale. Foarte bine. Da. Câte experiențe a avut în univers? 18.000, din care 10.000 prin 3 și 4 de maxim. Mult. Da. Păi da, foarte multe făcute din astea 18.000 și probabil mai făcea încă atâtea prin acest sistem de autoapărare care și-l făcuse, da? Înțelege sufletul acum? Da, văd că, da, știi care văd că a fost greu, n-a ieșit încă din 3D și și-a creat un sistem de autoapărare ca să reziste pe aici. Ca să reziste, da. Da. Până dar nici nu ieșea curând. Conștientizare. Da, nici nu ieșea curând. Bine. Acum, ce vrea să facă? Mai vine prin 3D? După experiența asta? Nu. Spune că acum știe cum, are instrumente, are informație, are amintiri, are conexiunea cu sinele și în sfârșit va putea să se elibereze din experiențele astea 3D pe care le-a avut multe. Văd 5 planete de 3D, da, asta e a 5-a. Da. Bine. Acum să și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, le activează. Își facă sfera de materializare aici. Da. Concentrează, da, își pune cu acest proiect, își pune proiectul de familie, da. Liniște, pace, armonie, echilibru în familie, în familie, iubire, comunicare, creștere mare, ceea sănătoasă, ce da, și realizare pe toate planurile. Își curăță și purifică și canalul abundenței, prosperității, sănătății, bucuriei. Da, asta vrea să-l facă de aici special, bine, el, să-l conecteze, bine, cu el și cu toți membrii familiei lui. Foarte bine. Și acum ne uităm și noi la sferele noastre, Ela. Zice, deschid robinetul abundenței, bine, să curgă peste noi. Super, foarte bine. Și acum, Ela, ne uităm și la sferele noastre, le umplem cu lumina și iubirea sursei. Și număr de la 1 la 3 și venim aici și acum fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Acum să și ne tăiem orice legătură cu oricine și orice. Am văzut, am auzit, am investigat prin această sesiune. Să-și anuleze, decreeze toate ritualurile care i s-au făcut, la care a participat sau le-a făcut altora, da, în toate experiențele și în aceasta. Dizolvă, decrează complet pe toate, de peste tot. Da. Acum să-și facă sferele generaționale și trimite câte două pe fiecare arbore genealogic pe unde s-a încarnat și arde orice program nebenefic care s-a transmis de la străbuni, strămoși la el și ne uităm pe viața aceasta. Da, pe partea mamei merge până la 7-a generație, pe partea tatălui până la a 11-a. Apropo, tatăl? Da, a primit plecat informație. De mult. Este încarnat. De când el avea 4 ani, da? Încarnat. Este încarnat. Da. Bine. A primit informația sufletului. Foarte bine. Și acum dăm cu bombe de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, pe mașina de servici, pe unde vrea să dea, pe noua clădire aceea care face parte din proiectul nou. Casele, da, joburile, sursele de venit. Peste, da, peste tot se umple cu lumină și iubirea pură, se dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, energiile, vibrațiile stagnante, blocate, hologramele, amprentele energetice de peste tot, se închid
Toate portalurile se sigilează cu lumină pură, iar entitățile sunt absorbite pe portal de peste tot, direct în sursa primordială. Foarte bine. Și de aici a dat cu bombă, de la mama soacră. A dat? Da, peste tot, toate casele din toți membrii familiei. Ok, număr de la 1 la 3, Ela. Nu mai număr de la 1 la 3. Mulțumim sufletelui pentru această călătorie și opresc înregistrarea.